Presa liberă trecere. Bună seara, suntem din nou împreună la Presa Liberă Trecere. Dragi telespectatori, vreau să aflăm în ediția de astăzi ce proiecte au stârnit discuții aprinse la ultima ședință a Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărată, ce decizii importante s-au mai luat pentru noi, cetățenii municipiului, pe ce s-au contrazis cei 19 consilieri locali. Le spunem bună seara, vi prezentăm, este vorba de domnul viceprimar în calitate de această dată de consilier local din partea Partidului Social Democrat. Bună seara! Bună seara! De asemenea, îi spunem bună seara, bine a venit domnului Marian Neață, consilier local UNPR. Bună seara! Îl salutăm și pe domnul Viorel Horja, consilier local PNL. Bună seara! Domnilor, din câte vedem, din câte ne dăm seama la o primă analiză a ordinii de zi, a fost o ședință ceva mai lungă față de celelalte ședințe ordinare pe care le-am avut. Foarte multe proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Am înțeles că au fost și proiecte de hotărâre care au fost retrase după ce au fost inițiate, prezentate. Dacă îmi permiteți să începem discuția cu domnul Sorin Cârjean, consilier local PSD. Cum a fost această ședință a lunii mai? A fost o ședință, așa cum ați caracterizat-o și dumneavoastră, extrem de lungă. N-aș fi însă de acord că a fost una care să strânească foarte multe contradicții, pentru că, așa cum am spus, ori de câte ori am avut prilejul să vorbesc despre atmosfera din Consiliul Local, atmosfera în actualul mandat este una cât se poate de corectă, în sensul în care fiecare consilier chiar dezbate problemele comunității și rare ori se întâmplă să aibă păreri dictate de partid. Cu alte cuvinte, la capătul a 3 ore și jumătate de ședință am adoptat aproape toate proiectele de hotărâre care au fost pe ordinea de zi, convinși fiind că am luat cele mai bune decizii. Au fost amendamente propuse de comisii sau de către colegi în plen, și putem spune că ședința pe luna mai a fost una care să corespundă tuturor standardelor, atât politice cât mai ales administrative. De aceeași părere este domnul consilier Marian Neață? Da, ședința a fost lungă, dar a fost o ședință echilibrată, o ședință în care fiecare consilier și-a spus părerea și majoritatea proiectelor au fost votate de aproximativ toți consilierii, toți cei 19 consilieri. A fost o ședință frumoasă, fiecare și-a adus aportul și a mai făcut îmbunătățiri la unele puncte din ordinea de zi. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie toate ședințele echilibrate, să nu ținem cont de culoare politică, de unde venim fiecare, din ce partid, să ținem cont de interesul cetățeanului pe care îl reprezentăm. Spune domnul Marian Neață că a fost o ședință echilibrată, frumoasă, dar în același timp vedem că au fost discutate proiecte foarte importante pentru soarta municipiului Râmnicu Sărat. Ați căzut de acord asupra tuturor proiectelor, ați ajuns la un numitor comun? Da, bineînțeles, la dumneavoastră am uitat. Consilierii Partidul Național Liberal întotdeauna votează proiecte privind dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea orașului nostru în general. E adevărat, și nu vreau să repet ceea ce au spus colegii mei, a fost o ședință liniștită, constructivă, dar să știți că am avut și diferențe de opinii vis-a-vis de un proiect sau altul. Noi, consilierii Partidului Național Liberal, am votat majoritatea proiectelor, dar numai atunci când am primit informații din care rezulta că acel proiect trebuia votat. Și de această dată, la această ședință, ați primit informații că acel proiect trebuia votat? Sigur că da, am cerut lămurile necesare, chiar au fost câteva proiecte importante pe care sper să le discutăm și în această seară și numai după aceea noi am dat un vot pozitiv. Le spuneam telespectatorilor, domnule viceprimar, că au fost retrase unele proiecte de pe ordinea de zi. Care au fost acele proiecte? De ce s-a luat această decizie? Se întâmplă des acest lucru să veniți sau inițiatorul să vină în fața consilierilor locali cu anumite proiecte pe care să le retragă?
În primul rând, ar trebui spus că nu este prima dată când inițiatorul, în speță domnul primar, retrage de pe ordinea de zi anumite proiecte de hotărâre, dar nu se înțelege că ele au fost retrase pentru că nu au fost pregătite suficient. Nici de cum. Au fost situații, cel puțin cele două care fac referire în această ședință, care au făcut referire în această ședință, care nu au întrunit, să zicem, sufragile unei majorități. Era vorba despre repartizarea unor sedii pentru partidele politice și pentru cabinetele parlamentare și pentru a nu da naștere unor polemici. Domnul primar a fost de părere să le retragă, urmând ca în perioada următoare reprezentanții partidelor să convenim, mai mult decât am făcut-o până acum, în așa fel încât să existe o majoritate confortabilă și mai mult decât atât să nu dăm naștere nici la suspiciuni și la interpretări de natură politică, pentru că atunci chiar nu mai ajunge la nicio concluzie. Ca o concluzie, nu este nicio rușine să retragi de pe ordinea de zi o hotărâre de Consiliu Local, fie pentru că există argumente care să inducă lucrul acesta, în sensul că trebuie făcute amendamente sau ceva modificări ale formei inițiale a proiectului, fie că pur și simplu un astfel de moment, cum a fost cel de la ultima ședință, o impun. Iar această decizie de retragere a celor două proiecte de pe ordinea de zi a fost interpretată, a fost criticată de consilierii locali? Nu, deci nu a fost criticată. Această decizie s-a supus la vot și noi am considerat că s-a procedat bine. Nu s-a depus. Deci inițiatorul poate să-și retragă proiecte de hotărâre sau retras înaintea votării ordinea de zi, deci ceea ce înseamnă că dacă vă referiți la faptul că s-a votat în sensul că am fost de acord să avem o altă discuție ulterioară care să conducă. Eu la asta am făcut referire. Da. S-a votat ordinea. Inițiatorul poate să-și retragă în orice moment proiectul de hotărâre, cât timp el nu a fost votat pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, așa cum vă spuneam și înainte de a începe emisiunea, fiind foarte multe proiecte pe ordinea de zi, nu știu dacă avem timp să le discutăm pe toate, vreau să începem discuția cu proiectul cu numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor organigramei la administrația domeniului public din Râmnicu-Sărat pentru anul 2015. Domnul Neață, ați fost mai tăcut în aceste prime minute ale emisiunii, vă rog. Eu am votat acest proiect de lege. Din punctul meu de vedere, este un proiect benefic. Deoarece s-au mai făcut niște angajări la ADP. Într-adevăr, trebuia și un sudor la ADP și doi muncitori pentru spațiile verzi. Vedeți, dumneavoastră, că este foarte mult de lucru la spațiile verzi, ca într-adevăr să avem un oraș așa cum trebuie. Iar echipa formată care lucrează la spații verzi era formată din oameni puțini. Deci încă doi oameni care s-au angajat la spații verzi, din punctul meu de vedere, este foarte bine, pentru că trebuie să facem atâtea spațiu verzi care este la marginea trotuarului, sunt parcuri, sunt multe de făcut și aștept de la dumnealor, eu am votat proiectul și aștept de la dumnealor să văd o schimbare. Deci acești oameni care au fost angajați, să văd că într-adevăr sunt utili și nu am votat degeaba acest proiect. Dar din punctul meu de vedere, cred că o să fie util, pentru că am discutat și cu domnul director de la ADP și cu șeful care răspunde de spațiile verzi și deja au început și să cunoaște că o să-și facă treaba așa cum trebuie, să avem un oraș frumos. Domnul consilier Viorel Horja a votat proiectul sau ceilalți colegi ai dumneavoastră din PNL au votat? Și eu și colegii mei au votat acest proiect de hotărâre, dar numai după ce am primit lămurile necesare și în mod deosebit în Comisia Juridică din care fac și o parte, doamna Pușcașu. Mă rog, la o privire mai atent așa, în ceea ce mă privește pe mine, am ajuns la concluzia că domnul director trebuie sprijinit în continuare astfel încât să-și ducă la bun sfârșit proiectele propuse. Dar asta nu înseamnă ca lună de lună domnul director să vină în Consiliul Local, bine, prin domnul primar, că dânsul este inițiator, cu fel de fel de proiecte de acest gen, astfel încât să încarce organigrama. Este adevărat că în luna aprilie 2015, Prefectura Buzău a emis un ordin din care rezultă că numărul total de funcții, raportat la numărul populației municipiului Râmnicu-Sărat, s-a modificat de la 314 funcții la 327 de funcții.
Ori în această situație sunt unii directori care insistă pe înființarea unor noi funcții. Pe bună dreptate? Avem nevoie de personal în instituția deci, respectivă sau da, instituțiile publice? Da, dacă mă întrebați pe mine, parțial. Pe dumneavoastră. Deci vă dau exemplu de la ultimul proiect de hotărâre când domnul director a mai solicitat și înființarea funcției de economist. Pe lângă un muncitor calificat, unul necalificat sub doi. Astea erau într-adevăr necesare, dar din punctul meu de vedere funcția de economist nu era necesară pentru că sunt două persoane angajate și chiar dacă s-a repetat în ședință că volumul de muncă pe acest segment de activitate, contabilitate, buget este mare, având în vedere că ADP-ul are cel mai mare buget, deci eu am considerat că nu era cazul. Pentru că, să revin la ceea ce spuneam mai înainte, s-a creat un precedent. În urmă, cu vreo două luni, domnul director a venit cu un alt proiect de hotărâre prin care solicita înființarea funcției de consilier juridic. Deși, am înțeles. Cunoaștem acele probleme pentru că au fost puse în discuție la vremea respectivă. Totuși, în final, dacă îmi permiteți, noi, consilierii Partidului Național Liberal, i-am dat credit în continuare domnului director și am votat în consecință. Sperăm cu toții, asemenea tuturor locuitorilor din municipiul nostru, să se vadă, să se vadă. Domnul viceprimar, domnul Viorel Horia spune că a votat, dar nu prea ar mai fi de acord cu aceste angajări în ADP Râmnicu Sărat sau în altă instituție publică subordonată primăriei. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt extrem de simple. Am constatat în ultimii ani o scădere constantă a numărului de angajați ai ADP-ului, pentru că au fost fel de fel de ordonanțe sau de legi care au, pe de o parte, au micșorat numărul de angajați, pe de altă parte au limitat noi angajări. La momentul acesta, față de volumul mare de lucrări pe care ADP-ul trebuie să-l rezolve, am considerat că este absolut necesar să ajutăm directorul, solicitarea directorului cu posturile pe care le-a cerut, cele patru, inclusiv în domeniul economic, pentru că, așa cum spunea și colegul nostru, domnul Horja, există un buget extrem de mare a celor de la ADP, raportat la celelalte instituții, și era firesc să existe un corespondent între volumul de muncă și numărul de angajați. Vreau să discutăm alte proiecte de hotărâre. M-aș orienta eu la proiectul cu numărul 7. Au fost acordate niște sume pentru ajutoarele de urgență unor familii sau persoane aflate în dificultate. Domnul Neață, avem un caz special? Din părerea mea personală este că toate cazurile sunt speciale, deoarece fiecare care face această cerere pentru bani puțin, pentru că nu acordăm sume mari. Acordăm sume, s-au acordat de la 200 de lei până la 1000 de lei. Deci toate sunt speciale și toți au cerut acești bani pentru că sunt bolnavi, au nevoie de medicamente, să meargă la medici. Deci sunt oameni care n-au decât unii ajutorul, trăiesc în ajutorul social, iar ceilalți din salarii foarte mici sunt 7. Deci am văzut un caz unde erau 7 membri ai familiei din câteva mii de lei, din câteva sute de lei pe lună. Deci vă dați seama că era necesar imperios să aprobăm acest proiect și să ajutăm lumea, pentru că sunt locuitorii care ne-au ales, sunt locuitorii pe care îi reprezentăm în cadrul Consiliului Local și trebuie să avem grijă de acești locuitori. Părerea mea este că s-a făcut un lucru bun, îmi pare rău că nu avem bani mai mulți ca să-i ajutăm, pentru că sumele sunt destul de mici față de nevoile pe care le au, dar deocamdată asta este, încercăm, poate de aici înainte o să fie mai bine, o să ajungă mai mulți bani la taxe și impozite, să avem bani mai mulți ca să putem să ajutăm, nu numai, pentru că vedeți dumneavoastră că fac mai mulți cereri, dar unele cereri trec, altele nu, în funcție de gravitatea cazului care este. Deci, din punctul meu de vedere, e un lucru foarte bun și să încercăm de aici înainte să-i ajutăm cu bani mai mulți. Pentru că majoritatea ar vrea să ceară mai mult, pentru că, vedeți dumneavoastră, numai un drum ca să mergi la medic la București, numai transportul cât costă, dar și ei sunt conștienți că nu sunt bani în primăria Râmnicu Sărat atât de mulți și cer sume modice.
De fiecare dată v-ați declarat un susținător și ați luptat pentru cei aflați în dificultate. Foarte multă sărăcie nu m-a rămit cu sărat în toată țara. Domnul Viorel Horja. E adevărat, noi de fiecare dată în Consiliul Local am aprobat aceste sume. De data aceasta, suma totală a fost de 32.000 lei. Am avut situații când persoanele respective au cerut ajutorul pentru acest ajutor pentru acoperirea unor cheltuieli de înmormântare, procurarea documente, executarea unor investigații medicale. A fost un caz deosebit cu un copil de 5 ani care are nevoie de ajutor. Inițial, în proiectul de hotărâre era cuprinsă suma de 1000 de lei. Un coleg de-al nostru a venit cu un amendament și consilierii locali au fost de acord să îi se mai acorde încă 500 de lei. Deci cazul respectiv este deosebit. Copilul a suferit numeroase intervenții chirurgicale atât în țară cât și în străinătate, ultima oară în Franța. Posibilitățile părinților sunt limitate și cred eu că am făcut un lucru foarte bun împreună cu ceilalți consilieri locali. Uitându-mă pe ordinea de zi, văd că au fost puse în discuție niște proiecte de hotărâre ce fac referire la societatea Aquaterm Râmnicu Sărat și la societatea Pază și Protecție Forțe SRL. Vreți să le discutăm împreună cele patru proiecte de hotărâre? A fost aprobat raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar pe anul 2014 la Aquaterm Râmnicu Sărat. De asemenea, a fost un proiect de hotărâre votat pentru acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor la această societate. Domnul viceprimar? Eu nu am foarte multe de comentat despre aceste rapoarte de gestiune, atât la Aquaterm, cât și la celelalte instituții subordonate, pentru că sunt lucruri absolut necesare pentru funcționarea acestor instituții. Au fost ceva discuții, am să rog pe colegul nostru, Viorel Horja, să ridice, dacă dorește și în cadrul emisiunii, probleme pe care le-a ridicat în Consiliu. Până la urmă, fiecare consilier are dreptul să facă remarci în privința materialului care ni se prezintă pentru ședință și să se lămurească în privința acestor activități. Legat de proiectul de mai devreme, aș vrea să mai subliniez un lucru, că pentru buna informare a cetățenilor, că există un regulament în privința acordării acestor ajutoare de urgență și nu după bunul plac, așa cum ne înțelegem noi, consilierii, acordăm aceste sume. În general am fost sensibil atunci când a fost vorba de copii, de probleme de sănătate care vizează copiii și aproape de fiecare dată când un coleg de la Comisia Socială în special a propus amendamente în sensul creșterii acelor sume, am fost de acord cu el. Deci dacă doriți să discutăm despre societatea Aquaterm, despre raportul de gestiune sau de acordarea mandatului special reprezentanții Consiliului de adunarea generală a acționarilor, atunci... Au fost întrebări ridicate de domnul consilier Viorel Horja sau propuneri, nelămuriri? Da, eu am avut de făcut, vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, câteva precizări. În primul rând, domnul director are datorii către diversi terți. În total, suma este de 787.581, numai detaliez pe termen scurt, lung. În al doilea rând, nu mi se pare normal ca domnul director, și am mai spus-o și cu alte ocazii, să aibă un salariu de 60 de milioane lei vechi, un salariu mai mare decât un ministru. Un ministru, în câte știu, are în jur de 55 milioane lei vechi și mi se ar părea normal ca Consiliul de Administrație al societății să facă dreptate și să reanalizeze această situație. Apoi am avut obiectat privind amenajarea parcărilor de reședință din oraș. Sunt foarte multe persoane și asta e realitatea, puteți verifica oricând, nemulțumite datorită faptului că aceste parcări sunt totalmente neamenajate.
Păi, vă dau un singur exemplu, foarte, foarte mărunt, ca să zic așa. Cum e posibil să faci marcajul acestor parcări fără să mergi cu marcajul până la bordură? Dacă vă uitați, a făcut un fel de delimitare în formă de T, 50 pe un metru și asta aia e parcarea. Și ce a spus domnul director în Consiliu? Păi domnul director spune ce spune de luni de zile, că o să facă, că o să facă, că o să facă. Și în realitate nu face pe linia asta, vorbesc absolut nimic. În afară de asta sunt acele tablițe, acele instrucțiuni de folosire a parcărilor. Sunt montate, mă rog, aiurea, niște țevi care nu sunt cimentate în pământ. Și, spre exemplu, în capul centrului, de 2 ani de zile, îi zic, datorită vântului puternic, acea țeavă a fost dată într-o parte. Și îi zic, trimite pe cineva de fiecare dată să cimenteze. V-am dat un exemplu minor. Nu mai vorbesc de iluminatul parcărilor și așa mai departe. Deci, de când este domnul director în funcție, dânsul n-a investit în aceste parcări. Este revoltător și sper ca în perioada următoare și având în vedere și nemulțumirile populației, să se ia măsuri astfel încât să investească bani și în parcări, nu numai în salarii, că nu este singurul care are salariul ăsta. Eu nu mi-am dezvoltat ideea. Singurul din Acvaterm sau? Singurul din Acvaterm. Mai sunt și alte persoane și nu mi se pare normal. Am înțeles care este nemulțumirea noastră. Vreau să vă mai spun că această stare de lucruri afectează starea de spirit în rândul personalului din primărie și din instituțiile subordonate. Pentru că un alt director, chiar l-am întrebat în ședință, nu-i dau numele, îi zic, ce salariu ai, domnul director? Păi 30. Păi se compară, domnul director de la Vater, mare 60. Domnul Marian Neasă, aceleași nemulțumiri pe care le are și domnul Viorel Horja, da? Cu parcările. Cum a spus și domnul Viorel Horja, chiar înainte de ședință am discutat cu domnul director și dumnealui a spus că o să remedieze aceste probleme și datorită acestui fapt eu am votat acest punct după ordinea de zi. Eu totuși am încredere în domnul director că o să facă treabă bună și pentru că și domnul consilier Horja a spus și eu și probabil și alți consilieri a discutat cu dumnealui. Și cred că în perioada următoare se vor remedia aceste probleme. Și cu salariul, sunteți de acord, nu? Am înțeles. Da, și tăcerea e de acord, spus, nu? Da, sigur. Domnul da. Viceprimar, se va remedia normal. Situația? Discutăm și domnul viceprimar. Se va remedia situația și cine va lua măsuri dacă conducerea Acvaterm Râmnicu Sărat nu va investi în aceste parcări, nu va face nimic pentru cetățeni, pentru populație, în condiții în care aceste parcări știm cu toții că sunt plătite. Eu, ca să încep cu partea hazlia și a lucrurilor, am să vă spun că eu am chiar mai puțin decât ambii directori, domnul consilier Horja. Așa că știți cum e? Aici am convenit. Și domnul Horja recunoaște că nu se pune problema de legalitate, ci doar de moralitate. Adică din punct de vedere al demersurilor legale care au fost făcute pentru a se ajunge la acel salariu, nu a fost încălcată nicio normă, decât, așa cum spune domnul consilier, de altă natură. Legat de activitatea Acvatermului, ori de câte ori a fost în discuție activitatea unei instituții subordonate Consiliului Local, am fost printre cei care am considerat că o îmbunătățire vizibilă se poate constata, numai că nu este la standardele pe care noi înșine ne-am dorit. Deci, practic, fiecare angajat al unei instituții subordonate desfășoară o activitate. Suma eforturilor pe care le face fiecare angajat se vede în modul în care instituția este percepută în comunitate. Numai că, față de nevoile, de multitudinea de probleme, de nemulțumirile cetățenilor, este prea puțin. Deci aici sunt și eu de acord cu colegii mei că Acvatermul, cel puțin în zona aceasta a parcărilor de rezidență, trebuie să facă mai mult și foarte repede să facă mai mult pentru ca nemulțumirile cetățenilor să fie mai puțin. O altă societate care a venit în fața dumneavoastră cu raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014, cu un proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate, a fost Societatea de Transport Urban de Călători Râmnicu Sărat, SCTUC.
Cine ne ajută? Cine vine cu lămuriri? Păi dați-mi voie mie, sau dacă dorește domnul vice... Haideți, domnul Hoja. Nu, am să da. Intervin după... M-așteptam la intervenția colegului meu. Da, eram convins că mă lăsați pe mine primul. În fine, nu e nicio problemă, că după aceea o să am un drept de la replică, sunt convins. Deci, privind societatea TUC, din păcate, trebuie să spun, eu am mai zis-o, în ședințele Consiliului Local, de vreo 5-6 luni de zile, tot marșez pe activitatea societății TUC. Din păcate, spuneam, sunt niște probleme acolo. Și n-aș vrea să le dezbat acum. Poate facem, cu ajutorul dumneavoastră, în viitor o emisiune la care să invităm și pe domnul director și pe cine mai doriți dumneavoastră. S-a încercat în ședința de Consiliu să motiveze într-un fel că și domnul primar și domnul vice și alți consilieri că această stare se datorează chipurile lipsei de comunicare între directorul societății și consilierii locali. Eu n-am spune treaba asta pentru că în ceea ce mă privește am comunicat frecvent cu domnul director. Sunt niște probleme acolo, în sensul că, și vă dau numai câteva exemple, minore, deci nu intru pe fondul problemei, că n-avem timpul necesar. Domnul director a achiziționat un autobuz, foarte bine că l-a achiziționat, că parcul de la TUC are nevoie și noi avem nevoie în oraș de reînnoirea parcului, dar fără să ne consulte, s-a motivat că din resurse proprii. Mă rog. Așa. S-a dispus casarea unui autobuz și a unui microbuz fără ca să treacă prin Consiliul Local, că așa este normal, și altele și altele, concluzionând, domnul director ne cam evită. Nu mai vorbesc de împrumutul solicitat de 500 milioane lei vechi la CEC pentru a-și achita restanțele la fisc. Atunci a fost o întreagă tevatură, în urmă cu 2 luni de zile, când a încercat să ne mintă și... Deci nu intru pe fondul problemei, repet. Deci din punctul meu și din punctul nostru de vedere, privind cu completarea obiectului de activitate, la acest moment nu-și are rostul. Pentru că, mai întâi de toate, domnul director trebuie să-și rezolve problema cu datoriile. Datorii foarte mari, care le-a acumulat în ultima perioadă de timp. Și, în al doilea rând, trebuie să-și rezolve problemele cu... Dar cum a justificat domnul director completarea obiectului de activitate? Ce anume? Cum a justificat această cerere de a completa obiectul de activitate? Păi da, este foarte simplu de justificat în ideea de a dezvolta, știu eu, managementul societății, de a aduce fonduri, mai bine zis. Că spuneați că societatea are datorii foarte mari. Păi are datorii foarte mari și... Și deci ați fost de acord? Nu, ne-am abținut la vot. Din punctul nostru de vedere, la acest moment, nu se impunea completarea obiectului de activitate. Trebuie să avem în vedere și ce se întâmplă în perspectivă. Pentru că TUC-ul nu va mai fi, va fi asociația de dezvoltare Atras, așa, deja s-a achiziționat, s-a cumpărat terenul, în perioada următoare se va investi, se va face o nouă autogară, dar până atunci trebuie lămurite aceste chestiuni. Și până deci, la urmă, proiectul de hotărâre a trecut sau proiectele de... Normal că a trecut, consilierii liberali ne-am abținut la vot pentru că noi am considerat că domnul director n-a fost suficient de convingător și mai ales faptul că are ceva probleme la TUC. Până nu se clarifică această situație, noi avem rețineri. Deci argumentele prezentate de domnul director nu ne-au convins, astfel încât să dăm un vot pozitiv. Acum poate interveni domnul viceprimar sau îl ascultăm pe domnul Neață? Pe domnul Neață. Eu, în prealabil, de ședință, am discutat cu domnul director de la TUC. Dumnealui a motivat că în momentul când vrea să vândă un microbus din cele vechi, nu poate, pentru că nu are un obiectul de activitate. Și mi s-a părut corect. Ăsta a fost motivul pentru care eu am votat acest punct.
pentru că dumnealui, dacă vrea să aducă, să cumpere microbuze noi, pentru că sunt necesare, și pe cele vechi să le vândă, iar este necesar să le vândă, nu poate. Și atunci, din punctul meu de vedere, a fost un lucru bun. Ce, cum a motivat dumnealui? Având în vedere aceste probleme, eu am votat pentru. Pentru că în momentul când, știu eu, să reînnoiește parcul auto și ai găsit un client să vinzi un microbuz, nu poți. Trebuie să aștepți, să faci codul caien, să treci în obiectul de activitate, ai pierdut clientul. Dar având în obiectul de activitate și aceste coduri, eu zic că este un lucru bun ceea ce a gândit domnul director. Îl ascultăm și pe domnul viceprimar, după care suntem siguri, așa cum spunea domnul Viorel Horjea, mai are ceva de adăugat. Eu am să rog să facă o lămurire, sau de fapt să fie mai explicit. La un moment dat a spus că Tucul nu va mai fi și că va fi asociat de dezvoltare intercomunitare. Ori lucruri nu stau deloc așa. Tucul este un operator regional de transport, în timp ce asociația de dezvoltare intercomunitară este o formă de asociere a 16 localități în jurul Râmnicului. Da. Adică să înțeleagă foarte bine râmnicenii. Interesul nostru este ca Tucul nu să nu mai fie, ci să fie din ce în ce mai puternic și să deservească ceea ce deservea odată întreaga zona Râmnicului. Acum n-aș rupe din context această ședință de Consiliu Local și discuțiile care s-au făcut pe marginea celor două proiecte, trei proiecte de hotărâre pe care Tucul le-a avut pe ordinea de zi. Eu aș face discuția despre Tucul într-un context mai larg în care directorul în exercițiu ne-a făcut dovada unei viziuni pe care o are privind dezvoltarea activității. A fost unul dintre promotorii ideii de a ne asocia cu localitățile din jur tocmai pentru a dezvolta acest domeniu de activitate, iar Tucul să fie un operator din ce în ce mai prezent în viața comunității. Activitatea din ultimii ani dovedește că acolo este un bun management, cu lipsurile de comunicare, insist pe lucrul acesta pe care directorul l-a avut și este un minus. Nu putem să nu apreciem că Tucul, de la modul cum arată curtea, autogara, autobuzele, microbuzele, faptul că și-a dezvoltat parcul, că este permanentă preocupare pentru modernizarea parcului auto, deci nu putem să facem abstracție de lucrul acesta și să gândim că acolo sunt doar probleme. Deci, în acest context larg, am susținut și voi susține întotdeauna astfel de directori, activitățile pe care le desfășoară, chiar dacă la un moment dat, să spunem, sunt și probleme care cred eu că nu sunt de netrecut. Legat de codurile caien pe care le-a cerut proiectul de hotărâre și o parte din consilii au spus că nu ar fi necesare. Tocmai dacă v-ați uita pe ele, sau întâi să lămurim că dacă ar fi cerut adăugarea unui cod caien sau 10, ar fi plătit la fel de mult la Camera de Comerț pentru adăugarea lor. Dar sunt activități conexe pe care, dacă le va desfășura, va putea aduce beneficii unității. În sensul că, ce spunea colegul mai devreme, că se poată vinde autobuzele care la un moment dat sunt degradate sau uzate moral și fizic, să poată să o facă fără niciun fel de probleme. Dacă tot achiziționează piese auto, să o poată face ca o societate de profil. De asemenea, sunt servicii gen mutat de mobilier. Poate cetățenii au nevoie la un moment dat să apeleze la o societate care să-i ajute să le faciliteze lucrul acesta. Plus, vor să-și dezvolte stațiile auto, în sensul că pot vinde la un moment dat sau să comercializeze anumite produse tocmai pentru a le aduce și beneficii materiale. Nu cred că trebuie un director cu astfel de viziune incriminat pentru modul în care își gândește activitatea, ci dimpotrivă. Lucrul care l-am spus însă și în ședința de Consiliu Directorului Tucului este să aibă grijă de modul în care relaționează cu consilierii, să informeze în timp util despre toate intențiile pe care are de gând să le concretizeze și să nu mai afle consilieri din alte surse sau mai nou din presă. Deci, cred că asta este singura problemă a societății Tuc, nu că nu are un management performant, ci că din lipsă de timp, probabil, sau din... Nu există comunicare. Sunt ceva lacune. Domnul Viorel Horjea... Eu nu sunt de acord cu... A spus și în ședință domnul Vice, comunicarea lasă de dorit. Nu, eu cu domnul director comunic oricine poate să-l întrebe,
Pomonic de când a fost numit director și, din păcate, pe parcurs au apărut o serie de probleme care, în opinia mea, repet, sunt deosebit de grave, dar nu le dezvolt acum. În legătură cu ceea ce spunea domnul viceprimar, da, TUC-ul va funcționa ca operator principal în cadrul Asociației de Dezvoltare ATRAS. Spuneați dumneavoastră mai devreme, și așa este, că acolo s-au investit bani la domnul director și pentru amenajarea spațiilor și a peroanelor. S-au investit, domnul vice, dar vedeți dumneavoastră, s-au investit fără cap. Pentru că Nu, dați-mi voie să vin și cu argumente. De s-au investit aproape 2 miliarde și acum se va construi și se va investi în altă parte, într-o zonă mai accesibilă publicului larg, da? Și ce am făcut? Deci ne-am bătut joc de bani acolo și acum investim. Și la vremea respectivă, când au fost aprobate aceste sume pentru investiții, ați fost de acord? Deci au fost cuprinse unele sume în bugetul local. Nu mai mi-amintesc, dar știu că în ultima perioadă, cel puțin de un an de zile, eu sunt un observator atent a tuturor proiectelor venite din partea TUC-ului și... Dar de ce? În mod special TUC-ul? Da, sau toate... în mod special, pentru că sunt niște probleme acolo și l-am întrebat pe domnul director și în ședință și nu mi-a răspuns nici până în ziua de astăzi câte dosare are pe rol în instanță. Din câte știu eu, domnul vice, puteți să confirmați sau să infirmați, mâine are la Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul director, un proces de... Nu vreau să-i dea o greutate în emisiune. Nici nu aveți cum, fiind dar, un proces dar, vedeți, în desfășurare, deci, tocmai, nici nu avem cum să discutăm. Tocmai din aceste motive, eu și noi, consilierii PNL, am început să devenim mai circumspecți. Pentru că domnul viceprimar vrea să mai adauge ceva pentru foarte că mai scurt, sunt... că nu are rost. Sigur, pe marginea activității TUC-ului, de fapt, pe marginea oricărei instituții subordonate, a activității oricărei instituții subordonate, se poate vorbi până mâine și nu cred că putem trage niște concluzii, pentru că unii vor vedea o parte a monedei, ceilalți cealaltă parte. Legat însă de ce spuneați mai devreme, vă asigur că procesele în care TUC-ul este angrenat, cele mai multe vin din faptul că ei au operat, sunt operatori în această asociație de dezvoltare intercomunitară și au fost interesele celorlalți sau partea celorlalți operatori în a-i bloca, temându-se ca nu cumva TUC-ul în această poveste frumoasă pentru ei, să nu se extindă mai mult decât este cazul și astfel să-și piardă licențele pentru transportul la nivel județean. Dar ce spuneați mai devreme, că s-a investit fără cap? Eu vă spun că doar o mică parte din banii de care vorbeați s-au investit acolo în stația TUC-ului, pentru că au fost bani în clădirea administrativă. Erau niște investiții suficiente, necesare. Eu atunci am să vă spun următorul lucru, ca indice de evaluare a activității TUC-ului. Dacă în urmă, cu câțiva ani de zile, sumele pe care Consiliul Local le acorda prin bugetele aprobate la începutul anului, erau de un anumit nivel. Astăzi, ei funcționează cu mai puțin de jumătate din banii dați până acum și lucrul pe care eu îl constat în trafic, că cetățenii sunt din ce în ce mai mulțumiți, sunt trasee mai multe, sunt servicii mai bune oferite, fără să fie ideale. Sigur că preocuparea așa noastră și a lor este să fie servicii din ce în ce mai bune pentru cetățeni, numai că veți vedea peste tot în Râmnicu Sărat și în zonele limitrofe unde asigură servicii de transport, că autobuzele sunt pline. Dovadă că acești călători sunt mulțumiți de servicii și apelează cu încredere la serviciile TUC. Oricum, dacă îmi permiteți și cu asta încheiem, încasările pe anul 2014 nu sunt la nivelul așteptat de către domnul director. Ați văzut, s-a discutat și în Consiliul Local. Iar în legătură cu aceste dosare, trebuie să recunoaștem și să informăm corect telespectatorii. Ele se datorează datorită faptului că TUC-ul a intrat așa,
pe trasee fără licență. Până s-au sesizat transportatorii particulari, sunt situații. Păi cum se explică, domnul vice, că în momentul de față Tucu mai deservește 8 localități din jurul Râmnicului? Înainte erau mult mai multe, au intervenit controalele, respectiva societate a fost amendată, uneori cu sume foarte mari. Înțelegem. Domnul Viorel Horgea, din câte vedeți noastră, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și sunt și alte discuții, dar totuși îi dăm cuvântul domnului viceprimar dacă vrea să... Nu, este suficient, cred că ce am prezentat în privința activității Tucului, atât aș face, domnul consilier făcea referire la dosarul. Hai să zicem altfel, procesul, că dosarele astea sună că deja cineva pregătește acolo niște documente. Eu vă garantez, la sfârșitul acestor procese, Tucu, pentru că este doar un operator în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare și că, de fapt, problema operatorului este cu asociația, de respectiv cu cei care s-au asociat în vederea susținerea acestei activități, nu va fi niciun fel de problemă. Legislația, nu numai că este permisivă, dar normele europene chiar recomandă ca asociațiile de dezvoltare intercomunitare să fie din ce în ce mai puternice și să fie singurele care să gestioneze aceste servicii către cetățeni. Domnul Marian Neață, rapid, mai sunt câteva proiecte pe care vreau să le prezentăm telespectatorilor. Vom avea 20 de locuri de parcare cu plată aici pe DN285, pe strada Mihail Cogălnicianu. Da. Votat proiectul? Votat necesare proiectul, locurile? Necesare locuri, chiar un lucru foarte bun, din punctul meu de vedere. Un lucru foarte bun, pentru acolo sunt bănci, sunt chiar două bănci, una lângă alta. Te duci la bancă, nu ai unde să duci mașina, te învârți, te sucești, nu se poate. Deci, din punctul meu de vedere, un lucru foarte bun. Și datorită acestui fapt, am votat acest proiect. Domnul Viorel Horgea, dumneavoastră, colegii din PNL, ați votat? Vreți să mai adăugați ceva sau discutăm un alt proiect? Și colegii liberali au votat acest proiect de hotărâre, dar cu precizările făcute anterior. Dovadă că nu avem nimic cu domnul director, când deci Acvatermul va gestiona aceste parcări. Da. Domnul viceprimar, fără discuții trecem, vreau la alte două proiecte de hotărâre. Acele proiecte privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentarea municipiului Râmnicu Sărat. Dacă îmi permiteți. Dar repede, vă rog foarte mult. Foarte scurt, două proiecte, știu eu, interesante. E adevărat că noi am făcut o analiză pertinentă și am ajuns la concluzia că aceste servicii, ca să fiu corect, sunt binevenite, dovadă că primăria, beneficiind de o cameră de avocatură performantă sau societate de avocatură, a câștigat unele procese grele. Și aș zice numai două exemple. Procesul câștigat în urma sesizării făcute de mine în 2010 la Înalta Curte de Casație și Justiție, era vorba de o sumă în jur de 18 miliarde. Deci canalizarea din Angel Sanini, calitatea executării lucrărilor, la asta m-am referit și la asta mă refer și acum, deci proces câștigat de primărie și dacă nu avea o cameră de avocatură puternică, poate că nu-l câștiga. Deci. Și un al doilea proces câștigat, dar o să ne prezinte domnul vice, după ce termin eu, în instanță de către Clubul Sportiv Municipal. Revenind la proiectul în cauză, noi am cerut o serie de precizări consilierii PNL și am venit cu propunerea să se respecte și am primit garanții din partea doamnei Vaidiaș că așa s-a făcut dintotdeauna selecția de oferte pentru acest serviciu și să știm și noi, să fim informați periodic cum sunt plătiți pe dosar și ce sumă se cheltuie din bugetul local pentru plata acestor avocați. În unele procese poate Am înțeles. Și colegii noastre, domnul viceprimar. Eu n-am nimic de comentat în privința acestor servicii care sunt absolut necesare. De ce? Pentru că, pe de-o parte, există cauze foarte dificile, iar juriștii noștri nu au competența, să spunem, să poată reprezenta în instanță. Dar lucrul cel mai important este că avem atât de puțini juriști încadrați la primărie, că abia reușesc să facă față cerințelor zilnice.
Așadar, mă bucur că au înțeles și colegii noștri consilieri ai tuturor partidelor că este o necesitate și m-am bucurat de asemenea când am văzut că există acord în privința accesării acestor servicii. Domnul Marianață, de asemenea, ați votat de acord. Am votat acest proiect, dar nu sunt de acord cu selecția referitoare la tariful care îl percepe diferite case de avocatură. Eu zic, dacă vrei să ai o casă de avocați bună, trebuie să și plătești, că să plătește inteligența omului și față de procesele care le-a câștigat până acum. Deci nu poți să iei o casă de avocatură sau un cabinet de avocatură cu un avocat mai slab, care nu ai garanția că poți să câștigi anumite procese care sunt grele. Deci, plătim un ban, luăm o casă de avocatură bună ca să putem să câștigăm procesele care le avem. Deci, din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne raportăm la preț. Dom'le, plătim 2 lei. Păi plătim 2 lei, de 2 lei se face treabă. Plătim 10 lei, se face treabă de 10 lei. L-ați prezentat punctul de vedere colegilor. Da. De acord cu dumneavoastră. Eu cred că mulți dintre colegii noștri sunt de acord, pentru că e normal, se plătește. Deci, un om care are o experiență vastă, înțelegeți, nu o să ceară niciodată 2 lei și nu o să vină să te reprezinte într-un proces cu 2 lei. Cel care te reprezintă într-un proces cu 2 lei este cel care nu are clienți și s-a mulțumit că și-a luat 2 lei de acolo, dar cel care are și este bazat pe el, întotdeauna să are prețuri ceva mai mari. Eu l-aș contrazice pe domnul Neață, adică dacă eu cer 30.000 de euro, trebuie să-i dau din bugetul local, am nici dat așa o cifră. Așa, 30.000 de euro. Să vedem lucrurile așa. Deci îl contrazic, pentru că următorul proiect, vă dau ca și exemplu, este asigurarea serviciului de consultanță la ADP. Și acolo ne-am pus de acord în comisia juridică, am discutat cu directorul și mi-a zis în felul următor, că deja în selecția de oferte, deci a găsit în așa fel încât să nu depășească lunar suma de 7 milioane lei vechi. Acel consultant juridic să fie plătit cu suma asta. Deci se poate. Ni să procedăm exact cum... Consultare juridică. Ne cere în casă de avocatură. Nu și reprezentare. Oricum se cheltuiesc bani foarte mulți. Ne ducem spre 1 miliard. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți. Foarte, foarte atenți. Mai ales că avem de achiziționat domnul Vice și cu asta închei în perioada următoare la spital. Acel tomograf. Deci spitalul a primit aprobările necesare de la Ministerul Sănătății pentru achiziționarea tomografului în sumă de 1.300.000 euro, iar primăria trebuie să cofinanțeze cu cel puțin 7 miliarde. Domnul și iată banii se adună. Domnul Vice știe foarte bine și din acest motiv, domnul Neață, trebuie să știm să-i gestionăm. Aici e problema. Luați aminte, da? Ce spune domnul Viorelu Borja. Nu este cazul să ne îngrijorăm nici noi, nici cetățenii, că aceste servicii vor fi achiziționate pe bani mulți. Nici de cum, mai mult decât atât, vor fi diferențiate cauzele pentru care și serviciile pentru care vor fi conform legii. Deci legea evidențiază foarte clar procedura prin care aceste servicii pot fi achiziționate. Lucru pe care l-a semnalat și aș vrea să-l notez și eu, este că domnul consilier Naț a sesizat că la ADP este vorba doar de consiliere. Din coace este vorba și de reprezentare. Legat de computer de tomograf, vreau să vă asigur că domnul primar are o preocupare sporită pentru achiziționarea acelui computer tomograf. Pentru că face ceva, de ceva vremuri de mersuri pentru a asigura parte de cofinanțare și, așa cum îl știu, cu siguranță va și reuși. Asta să fie prioritatea numărul 1. Avem mai multe priorități numărul 1, nu avem încotro. Păi da, dar e important să avem și bani. Sunt tare curios la rectificarea asta, că m-aș bucura dacă râmnicului s-ar aloca 100 de miliarde. Haideți să vă mai întreb ceva. Afla pe ordinea de zi, că poate o să avem o întâlnire și despre partea financiară a municipiului Râmnicu Sărat. Au fost scoase la vânzare construcțiile și terenul aferent în care au funcționat fostele centrale termice. Sigur că da, dacă îmi permite, sau domnul Vice, nu, aveți... Vă rog. Da, vă rog. Este un lucru foarte bun. S-au mai scos și în anii trecuți aceste centrale. Noi am votat de fiecare dată, inclusiv eu. Și ceea ce am observat, că s-a făcut o nouă reevaluare și diferențele, că asta ne-a interesat de preț, nu sunt față de prima evaluare chiar așa de mari. Minim 1 miliard și jumătate, maxim
2 miliarde funcție de suprafața centrale și teren, 2 miliarde 240. Deci este un lucru bun. Acum așteptăm și... Doritori. Să mă, da, sigur. Vreți să mai adăugați ceva? Vreau să spun că dacă dăm timpul înapoi și dumneavoastră aveți în arhivă, existau suspiciuni în urmă cu ceva ani de zile că există un interes al primarului și al echipei sale de a scoate aceste centrale. Dar nu vă uitați la mine. Nu, nu, la dumneavoastră. Nu, deci da. Nu la dumneavoastră, că nu faceți parte din... Dar n-ar fi rău ca din când în când politicienii să se poată lăuda sau nu în fața cetățenilor cu anumite afirmații. Iar dumneavoastră, stocând acele date, le puteți... Deci concluzia era clară. La vremea respectivă, că vindem bucată cu bucată râmnicul, că există un interes, că se fac afaceri. Iată că n-a fost așa, că n-au fost decât 3 centrale care s-au vândut, ele da. Pot fi văzute și diferența între unele și celelalte, iar celelalte centrale n-au fost sub nicio formă palmate de cineva și scoase acum. Prețurile sunt, așa cum am spus, cam aceleași, dar am obligați, pentru că a mai trecut un an peste ele, să facem noi evaluări. Așteptăm cumpărători, pentru că avem nevoie ca ele să fie reabilitate. Avem nevoie de bani la buget, da. Nu e un scop în sine, sigur că avem nevoie de bani și întotdeauna vom avea nevoie de bani, dar în primul rând avem nevoie ca acele clădiri să arate altfel și să nu mai îi sperie petrecători. În afară faptului că vin și bani la buget, se creează și locuri de muncă în acele unități care se vând. Deci un lucru foarte bun. Nu știu exact câte minute mai avem la dispoziție. Aș vrea foarte mult colegul să-mi facă un semn. Dacă au fost discuții importante la punctul diverse, dar foarte, foarte, foarte repede, vă rog. Dați voi, domnul vice. 5 minuțele mai avem. Sper deci că ne încadrăm. Două minute mi-a lăsat mie. Deci, la punctul diverse, eu am abordat o problemă privind întreținerea parcurilor. Nu știu, semnale de acest gen eu le-am mai prezentat în Consiliul Local, dar... An de an, vară da, de vară... Sigur, începând cu fântările arteziere, întreținerea gazonului și așa mai departe. Deci, nu că numai eu sunt nemulțumit, dar oricare dintre noi, dacă ați văzut că cu toții ne refurăm așa la un moment dat... într-un parc din oraș. Deci nu arată bine. În primul rând, acel gazon, s-au investit bani în parcurile astea. E păcat să ne batem joc. Acel gazon nu este întreținut, nu este udat. Ca să vii tu, director, și să motivezi mie că stai, doamne, eu am în planificare să-l udă 2 ori pe lună. Păi ce înseamnă asta? Atunci nu ne mai construim. Mergeți, vă dau așa numai un reper la Casa de Cultură, la statuia lui Grigore Vielu, să vedeți cum arată parcul, gazonul. Deci nu se poate. Nu mai vorbesc și de spațiile verzi. De ce nu se ia măsuri? De ce? Mai ales că există o societate care se ocupă de întreținerea parcului din oraș. Păi am găsit săptămâna trecută unul de la societatea respectivă, acolo lângă Casa de Cultură, în acel parc. Că era cu un furtunaș cât degetul, îți rea apa, zic, mă, ce, i-am făcut și 2 poze. Ce faci tu aici, mă, de unde ești? Păi n-avem apă. Iar gazonul, domnul vice, știți că a fost în zonă, este ars. Nu mai vorbesc de investiția de 12 miliarde și jumătate lei vechi pentru parcul din bariera Focșani. Când s-a dat în administrare, în toamna anului trecut, către ADP, eu chiar am spus, există procesul verbal de ședință. Atenție la întreținerea parcului. E, astăzi dimineața am fost să-l văd. Nu mai e gazon acolo. E ars, efectiv. Păi ne bate în joc de bani. O altă discuție, deci, o altă propunere? Să ne încadrăm în cele 2 minute pe care le-ați solicitat. Am mai propus, tot la sugestia cetățenilor, înființarea unui cabinet stomatolog GIC în policlinica municipală din spital. Bine că am primit un răspuns că nu se poate, acum știm și noi cu toții că doctorii au un interes mai mult la cabinetele particulare și acolo nu are cine să lucreze, asta este. Era bun, dar poate să mai analizează în perspectivă și se va ajunge la concluzia că într-adevăr este util acel cabinet. Gata, am terminat. Un iubitor de frumos, de curățenie, natură, spații verzi și domnul Marian Neață. Da, aici ar fi foarte mult de vorbit, chiar foarte mult. Aici sunt de acord
Nu în totalitate, dar sunt de acord cu domnul consilier Horja, ar trebui făcut mai mult. Dar și costurile sunt mai mari, pentru că am discutat cu domnul director de la ADP și am spus de ce nu udă zilnic parcul din Focșani, din bariera Focșani. Și mi-a spus, ați consumă... fost acolo, nu? Am fost. Am fost zile trecute și aia se consumă foarte multă apă și prețul, știți, dumneavoastră, la noi apă să îi la preț de bere. Nu există scuze. Noi, la noi apa este foarte scumpă și chiar m-am interesat, este cam cea mai scumpă apă din zona de sud-est a României. Nu știu de ce, dar asta este. Deci așa a motivat domnul director. Într-adevăr, ar trebui găsit o soluție, făcut ceva ca să putem să udăm, să nu știu ce. Un foraj făcut acolo care nu costă atât de mult, să avem apa noastră, ceva trebuie făcut. Și într-adevăr mai trebuie lucrat, dar dacă dumneavoastră sunteți de acord și puteți să facem o emisiune pe această temă? Pe această temă. Da, 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 și suntem de acord, dar am mai făcut emisiuni. Da, dar înainte... Nu, mai acum, nu domnul Horja, dacă vă uitați în arhiva emisiunilor Presa Liberă Trecere, chiar recent am avut o întâlnire cu domnul director de la ADP, cu doamna Mila de la Poliția Locală, după care am asistat și la acel episod din Parcul Central. Consilierie locală. Păi nu, că mai aducem invitați noi, domnul viceprimar. Pentru că mie nu mi-a mai rămas timp, domnul consilier Horja, epuizând practic timpul emisiunii, am să... accentuez ceea ce a spus domnul Neață și cât se poate de realist a fost exprimarea dumnealui. Sigur, ar trebui făcut mai mult, dar ne raportăm la bani. Dacă avem 2 lei, așa am trecut în buget să căutăm de 2 lei, de 2 lei vom uda. De asemenea, mai avem trecut în buget și plata resursei umane și iarăși vedem că la un moment dat atât ne putem permite un număr limitat de angajați cu 2 în plus, acum tocmai am vorbit astăzi. Întotdeauna ne raportăm la ceea ce avem, nu la ceea ce ar fi ideal să avem. Dacă ne lipsește pragmatismul, atunci vom rămâne cantonați în zona aceasta a nemulțumirii perpetue. Deci îi dau dreptate 100% în privința a ceea ce constată pe teren. Pe de altă parte, aș vrea să vin alături de noi atunci când facem evaluarea activității cuiva, să vedem ce anume i-a împiedicat perspectivii să poată face mai mult. Și dacă vom avea în permanență aceeași unitate în a evalua și una și alta, resursa și necesitatea, atunci cu siguranță nu putem constata decât că astăzi s-au făcut eforturi mai mult decât puteau face. Domnule vice, dacă îmi permiteți. Nu mai avem timp, se pare că... Cred că sunteți de acord. Apropo de ceea ce spuneați mai devreme, să fim aproape, să... Păi am votat bugetul pe segmentul ăsta de activitate, salubrizare și spații verzi, 11 miliarde. Deci bani avem, e important hârtie, să-i primească. Pe hârtie, important asta este, deci să-i trebuie primească. Să aplici. Păi domnul primar s-a angajat că aduce bani la buget. Uite, vine luna iulie, eu ce spuneam mai înainte? O să încercăm să avem o ediție specială și cu domnul primar Viorel Holban, pentru că tot ne aflăm la jumătatea anului calendaristic, fiind edilul municipiului Râmnicu-Sărat, după care invităm și consilierii locali sau ne mai gândim între timp. Mulțumim foarte mult domnilor pentru prezență, le mulțumim și telespectatorilor. Mâine vă dau întâlnire, ora 19, Presa Liberă Trecere la TV Sat. Sănătate, numai bine! Presa Liberă Trecere.